Ninsorile caracteristice acestui anotimp rece nu-i vor lua prin surprindere pe reprezentanții implicați în comandamentul de iarnă. Autoritățile locale au luat toate măsurile în acest sens. Ei sunt extrem de încrezători că iarna nu le va pune probleme, oricât de grea se anunță a fi. Astăzi s-a reunit comandamentul de iarnă pentru a pune la punct ultimele detalii privind realizarea planului de măsuri în caz de iarnă grea. Deși am avut un buget extrem de strâns, Salco a luat toate măsurile pentru ca să existe antiderapantul necesar pentru sezonul rece, au nisip și sare, dar au și pentru prima dată clorură de calciu pentru șoselele pe care le-am reabilitat cu covoare asfaltice și mi-aș dori tare mult să nu fie afectate de sare și acolo se va lucra cu clorură de calciu. Utilaje are atâta cât are societatea de salubritate, dacă nu vor face față, Ecoterm, APA și primăria și chiar vom apela la societăți private, vor contribui și acestea pentru ca să ieșim din iarnă cu bine. Totuși, și cetățenii municipiului ar trebui să aibă simțul civic și să curețe zăpada și gheața din fața scărilor, blocurilor sau a caselor. La fel ar trebui să progeteze și agenții economici. Mulți oameni ajung la spital cu fracturi, tocmai din acest motiv. Să ne sprijine populația cu două lucruri. Unu, să curețe trotuarele din fața blocurilor, așa cum stipulează legislația și hotărârea Consiliului Local. Deci fiecare își face curățenie în fața propriei locuințe, fie că e vorba de case, fie că e vorba de blocuri și asociații de proprietari sau locatari. Și să nu blocheze arterele principale cu autoturisme. Aici poliția va fi extrem de drastică și arterele principale trebuie să rămână libere pentru utilajele de mare tonaj, utilajele de dezăpezire să poată să aibă acces. Municipalitatea dă asigurări că substanțele ce se folosesc pentru dezăpezire nu vor afecta carosabilul. Față de anul anterior, anul acesta se va folosi și clorură de calciu. A intervenit azi noapte pentru prima dată cu antiderapant, dar aici trebuie să existe și înțelegerea din partea populației și a șoferilor. Nu se poate interveni cu plugul imediat după ce a nins o jumătate de centimetru, pentru că este imposibil și atunci plugul intervine de la o anumită cădere abundentă de zăpadă, iar antiderapantul intervine pe toată perioada sezonului rece. Mai fac o precizare, clorura de calciu este o soluție care se dă înainte și s-a dat pe anumite artere și ea nu este vizibilă. De unde tragem concluzia că nu neapărat dacă nu vezi omul, nu vezi firma cu sare și nisip pe străzi, nu înseamnă că nu s-a acționat cu clorură de calciu. Pentru orice probleme cu care făgărășenii se pot confrunta în acest sezon rece, autoritățile au pus la dispoziție un serviciu de permanență la primăria Făgăraș. Aceștia pot suna la orice oră la numerele de telefon 0268211313, 0268213255.